Imagini de poveste în Chișinău, în parcul catedralei, se împodobește pomul de Crăciun, se instalează luminițele și ghirlandele. Dacă în anii precedenți concertele și târgurile erau peste tot, acum pandemia a făcut ca autoritățile să renunțe la ele. Toată atmosfera de sărbătoare va fi creată doar de decorațiuni. Scheletul construcției a fost ridicat încă de ieri, iar azi muncitorii au fixat crengile artificiale. Mai aproape de sărbători, pomul de Crăciun va fi împodobit cu jucării și luminițe. Decorațiunile vor crea atmosferă de sărbătoare, iar acest fapt îi va face să simtă cât de cât spiritul Crăciunului, chiar și în pandemie. În același timp, cei mai mulți locuitori ai capitalei au spus că susțin faptul că s-au exclus târgurile și concertele. Ar trebui să fie bine, că tot și anul nou, Crăciunul vine, sărbătorile și să fie în suflet cât de cât o bucurie. În timp de izolare și carantină, pandemie, să facem sărbători, mai ales în masă, nu știu, toți cred că rămân doar la familie și la spațiile închise, adică casă, masă, cu bunicii, cu bunei, atât, adică masiv nu cred că e foarte bună idee. Anul nou și al meu cei mai frumoase sărbătoare și toată lumea așteaptă. Și chiar și bătrâne. Dacă o să avem instalat un braț, bineînțeles că o să venim, pentru că uitați-vă, toată bucuria asta e. Să avem sărbători frumoase. Bineînțeles că o să fie cu măști, cu protecție, cu toate cele, dar vrem și noi să înșim cu copiii. Lumea și așa e sătulă de pandemie și de prostii și de alegeri și de toate cele. Vrea acum să mai relaxeze, să aibă o ambianță de sărbătoare, așa o atmosferă frumoasă de iarnă. Unii au zis că, totuși, fără multe evenimente, nici nu e sărbătoare. Am spiritul sărbătorilor în suflet, decorațiile nu o să fie pentru așteptări. Deci cred că asta este, trebuie să ne conformăm situației. De ce nu sunt conform așteptărilor? Păi știți cum, sărbătoarea înseamnă mai multă agitație, mai multă sărbătoare, târguri de Crăciun, copii, distracții, iar anul ăsta o să fim așa mai limitat. Pomul de Crăciun va fi inaugurat în capitală pe 1 decembrie. În lume, primul brad de Crăciun a fost împodobit într-un mod oficial în 1510 pe teritoriul actual al Letoniei, iar luminițele pentru pomul de Crăciun au apărut cu mult mai târziu, în 1882.